Și acum, în emisiunea prezentă, consider că avem cea mai delicată problemă privind aspectele practice în bisericile evanghelice și mai ales între cele neoprotestante, privind ținuta, vestimentația și atitudinea creștinilor cărora li se recomandă să respecte anumite reguli în cadrul comunității creștine unde aparțin. Și marea și interminabilă problemă este ținuta femeii în adunări, în bisericile creștine știindu-se faptul, după cum s-a mai subliniat, că în bisericile creștine continuau să rămână aceleași categorii sociale. Existau matroane care erau soțiile oamenilor demnitari care conduceau treburile obștei. Existau femei care făceau parte din clasa nobilă. Existau femei care aparțineau familiilor liberte. Și existau femei care erau în poziția de sclave împreună cu soții lor. Deci existau aceste patru clase care au persistat încă și în biserica creștină, pentru că așa cum s-a mai subliniat, creștinismul nu și-a propus să schimbe ordinea socială. A făcut el o încercare la început, dar lucrul acesta nu era încredințat în programul creștinilor. Apostolul Pavel, constatând niște anomalii în ce privește comportamentul femeilor și bărbaților la ora de închinăciune, în biserici, înțelegând acum prin aceasta că e vorba de comunități care erau formate dintre oameni. Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Vă laud că în toate privințele vă aduceți aminte de mine și că țineți învățăturile în tocmai cum vi le-am dat. Dar vreau să știți că mai rămâne încă ceva de rezolvat, care lasă de dorit. că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit, își necinstește capul său. Din potrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvelit, își cinstește capul ei, pentru că este ca una care ar fi rasă. dacă o femeie nu se învelește, să se și tundă. Iar dacă este rușine pentru o femeie să fie tunsă, ori rasă, să se învelească. Bărbatul nu este dator să-și acopere capul, pentru că el este chipul și slava lui Dumnezeu, pe când femeia este bărbatului. Frumos calificativ, pentru femeile creștine. În adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat. Noi am zice impers în mentalitatea noastră și în virtutea lucrurilor pe care le putem verifica. Nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. De aceea, femeia, din pricina îngerilor, trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei. Totuși, în Domnul femeia nu este fără bărbat. Nici bărbatul fără femeie. Căci dacă femeia este din bărbat, tot așa și bărbatul prin femeie, și toate sunt de la Dumnezeu. Judecați voi singuri. Este cuvincios ca o femeie să se roage lui Dumnezeu dezvelită? Nu vă învață chiar și firea? că este rușine pentru un bărbat să poarte părul lung, pe când pentru o femeie este o podoabă să poarte părul lung, pentru că părul i-a fost dat ca învelitoarea capului. Și acum, dacă iubește cineva cearta de vorbe, noi nu avem un astfel de obicei. Și să știți că nici bisericile lui Dumnezeu n-au asemenea obiceiul să se certe pe problema aceasta. Doamne, și câte certuri s-au mai evit! A fost una dintre cele mai fierbinți probleme, așa de mult discutată, contrariată, și atât de mult a creat dificultăți, tulburând liniștea și pacea multor creștini sinceri, care din dorința de a-l cunoaște pe Dumnezeu, de a se supune tuturor normelor biblice, au lungit lista cu păcatele și, în felul acesta, au început să se considere unii pe alții, fie cu calificativul de conformiști sau neconformiști. N-aș vrea ca textul acesta acum să stârnească. Revenind la ceea ce a spus Pavel, dacă cineva nu este de acord cu ceea ce vă împărtășesc aici, vreau să vă spun din toată inima că ceea ce vă mărturisesc este adevărat. Și dacă cineva iubește cearta și vrea să contrazică și să combată, să anuleze, să dea o altă explicație, noi nu avem obiceiul acesta. Nu avem războiului să ne certăm pentru problemele sfinte. În viață spirituală. Să reluăm ideea principală. Vă laud că în toate privințele țineți învățăturile pe care vi le-am dat. Dar mai sunt niște lucruri care lasă de dorit și care au rămas neîmplinite. Și vreau să scoată în evidență aici autoritatea bărbatului, autoritatea lui Hristos, autoritatea Dumnezeului Creator. Și vreau să scoată în evidență aici poziția femeii în biserică atunci când se roagă sau prorocește. Orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit își necinstește capul său. Interesant. Toți evreii care se închină lui Dumnezeu au capul acoperit. Și dacă se duc undeva și simt nevoia să se închine lui Dumnezeu, orice obiect pe care îl au la dispoziție, îl pun pe cap, pentru că evreilor nu li se permite să se închine lui Dumnezeu cu capul descoperit. Nu vi se pare că aici este un lucru întors. Orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit, își necinstește capul său și capul său scrie cu majusculă capul, își necinstește capul care este Hristos. Ce taină va fi aici! Din potrivă, orice femeie care se roagă să prorocește cu capul dezvelit, își necinstește capul ei, pentru că ea este ca una care ar fi rasă. Dacă o femeie nu se îmbălește, să se și tundă. Iar dacă este rușine pentru o femeie să fie tunsă o rasă, să se învelească. Și bărbatul nu-i dator să-și acopere capul, pentru că el este chipul și slava lui Dumnezeu. Și mai câteva argumente teologice aici, dar cel mai important lucru este să desprindem câteva adevăruri de aici. Dacă luăm normele aplicate în biserica din Corint, cu normele aplicate în biserica creștină din Ierusalim, sunt la sensul opus, toate femeile creștine din Ierusalim, din biserica creștină, toate erau învelite cu baticuri. Așa era portul specific în zona geografică. Și nu numai femeile creștine, ci și cele necreștine aveau tradiția aceasta în vestimentație. De regulă purtau șalvari și erau învăluite pe cap. Dar nu așa numai o mică bentiță ca semn, ci era învăluite cum se cade. Poate că nu era necesare trei noduri sub barbă, dar toate erau învelite. Toți bărbații creștini aveau părul lung, aveau barbă, aveau perciuni. În contrast cu cei care erau în Grecia. În Iudeia nu era rușine pentru un bărbat să poarte părul lung, pentru că acesta era portul regiunii respective. Fie creștini, fie necreștini, toți umblau la fel. Atât cei din Iudeia, cât și din Samaria și din Galileea, toți erau cu părul lung. Și grecii desconsiderau plecând de la ideea că cine are barbă intră în categoria barbarilor, iar barbar însemnează primitiv, oameni lipsiți de cultură. Grecii care se considerau la nivel înalt în ce privește cultura, desconsiderau celelalte națiuni. Și aici spune așa, adresându-se bărbaților, pentru că aceștia erau în Grecia, în biserica din Corint. Nu vă învață chiar și firia că este rușine pentru un bărbat să poarte părul lung. În Grecia bărbații nu purtau părul așa cum îl purtau cei din Iudeia. Toți bărbații erau cu părul scurt. Cum să nu mergem la punctul extrem să ne tundem la zero. Că au fost și tendințe și preferințe de genul acesta. Aș zice eu tot de dragul Domnului, dar în mod inutil. Nu vă învață chiar și firea că e rușine pentru bărbați să poarte părul lung. Pe câtă vreme, pentru o femeie, este o podoabă, pentru că ea, părul i-a fost dat ca îmbelitoarea capului. Și acum un amănunt. Ar fi avut Apostolul Pavel interesul să transfere vestimentația celor din Iudeea la toate popoarele unde a dus Evanghelia Mântuirii. Să meargă la Roma și să spună celor din Roma, fraților, v-ați încreștinat, lăsați-vă și voi părul lung, purtați barbă și purtați veșminte asemănătoare cu ale galilienilor. Să fi mers la cei din Grecia și să spună, fraților, lăsați-vă părul lung și barbă și perciuni, și împrumutați vestimentația creștinilor, pentru că acolo este creștinismul original, în Iudeia. Nici pe departe. Pavel nu avea interesul să transfere vestimentația dintr-o regiune geografică în alta, ci avea interesul să ducă Evanghelia Mântuitoare. În Grecia, spre deosebire de cei din Iudeia, femeile în majoritate umblau despletite. Este cuvântul uzual pe care îl putem înțelege foarte ușor. Cu cât era părul mai lung, cu atât femeia era mai mândră, pentru că, spune Pavel, părul i-a fost dat ca o podoabă. Nu purtau baticuri și mai ales cei din clasa nobilă sau din clasa dominantă. Nu purtau baticuri. Nu intra în portul grecilor asemenea obiceiuri. Și apostolul Pavel vrea să scoată în evidență un lucru important. Femeia să se îmbelească. Cu ce să se îmbelească? Mulți dintre credincioșii evanghelici neoprotestanți au acceptat ideea aceasta și au constituit din această idee un fel de lege. Toate femeile trebuie să fie, am zice noi, iarăși, împrobodite. să poarte batic. La noi, în biserică, în cealaltă generație, se puneau baticuri și la fetițele care erau aduse pe lume și încă sugeau la sânul mamelor. Li se punea batic pe cap. Asta însemnează să treci peste linie. În Grecia, se punea problema ca femeile să nu se roage în biserică cu părul despletit. Să-și învelească capul, să-și-l acopere cu părul care a fost dat ca, ca podoabă. Am subliniat, această idee era exclusiv legată de greci, dar nu și de cei din Iudeia. Acolo nu se mai punea problema că să se învelească, pentru că erau învelite. Iar aici Pavel spune, părul i-a fost dat ca învelitoare. Cineva a să spună că Pavel a făcut o greșeală, pentru că acolo e vorba de baticuri. Mie îmi plac mai mult creștinele care sunt modeste în vestimentația lor. Sunt biserici și majoritatea bisericilor încă evanghelice neoprotestante păstrează felul acesta ca femeile în biserică să fie învăluite, dar zic ei, fără nicio rezervă, cu batic. Biblia nu spune că cu batic. Dar ce au făcut surorile noastre ca să împace și una și alta? De unde se mai pune batic? Și în anumite zone unde e foarte cald și în problemele cu participarea la biserică. Și a pus o foarte îngustă, bentiță. Și zice care un semn de stăpânire. Păi Biblia nu spune femeilor să-și pună o bentiță pe cap, ci spune să se învelească, pentru că părul i-a fost dat ca învelitoare. Am cunoscut un misionar din Suedia, și mi îl chema, și el a introdus ideea aceasta ca toate femeile care sunt căsătorite, care sunt măritate, să nu vină la biserică despletite, ci să-și adune părul pe cap, să-și învelească capul cu părul care i-a fost dat. Și multe dintre creștine îți făceau așa un fel de coc și deci nu mai veneau cu părul răzvrătit, așa se cadă peste spate în mod necovincios. Pentru problema creștină, loc de închinare, să se facă distinție între sexul masculin și cel feminin. Femeia trebuie să fie supusă și din pricina îngerilor. Care îngeri? Se uită îngerul la baticul surorilor, le respinge pe cele care n-au batic, frați și surori, stimați prieteni, să avem simțul realității. Aici este o problemă mai mult de cultură decât de spiritualitate. Pentru că baticul nu face pe creștină mai spirituală și lipsa de batic nu face mai lumească, ci este vorba de educația pe care a primit-o și de convingerea pe care și-a format-o și trebuie să avem atâta respect. Să nu ne judecăm unii pe alții, să ne acuzăm. Cine vrea să se învelească cu batic, foarte bine face. Așa a fost învățată femeia respectivă, așa să se comporte toată viața. Dar nu ne putem permite să fixăm niște norme la toate categoriile sociale și la toate condițiile de cultură. Pentru că trebuie să facem deosebire. Între ceea ce vine de la Dumnezeu și ceea ce vine de la oameni. Și Pavel este foarte clar în versetul 15 din acest capitol. Pe câtă vreme, dacă bărbatul trebuie să aibă părul scurt, așa cum îl aveau grecii, atât cei din viața particulară cât și cei din armată, toți aveau părul scurt, tot așa, femeile aveau părul lung, despletit și erau o podoabă să nu vină la biserică așa despletită, să-și adune părul. Dar să existe un semn al distinției, pentru că trebuie să se distingă foarte ușor între ceea ce aparține sexului masculin și feminin, un semn de distinție. Și problema aceasta cu îngerii încă nu e suficient de clară dacă e vorba de îngerii din cer care se uită și sunt supărați dacă vede o creștină că se roagă cu o bentiță din aceea pe cap. Păi nu scrie Biblia că trebuie să te învelești? Păi cu bentița aceea tu nu ți-ai învelit părul. Păi dacă vrei să iei un model de învelit, uite-te la femeile arabilor. Alea sunt învelite. Așa erau învăluite și izraelitele noastre. Așa era portul. Uitați-vă la femeile turcilor. Poartă și alvare. Și întotdeauna sunt împrobodite. Nu facem niște legi aspre într-un domeniu care nu aparține spiritualității, ci aparține mai mult culturii respective. Și am subliniat încă o dată, Pavel nu avea intenția să transfere vestimentația și tradițiile unei zone geografice într-o altă zonă geografică, pentru că nu acesta era scopul, să-i facem pe toți oamenii să se îm îmbrace la fel. Lucrul acesta ar deveni o absurditate irealizabilă. Și nu s-a întâmplat niciodată așa ceva, nici în Biserica din Roma, nici în Corint și nici în alte localități, în alte regiuni ale globului, unde a ajuns Evanghelia Mântuitoare. N-aș vrea să intru acum în conflict cu frații care, în mod sincer și foarte serios, pun accentul pe necesitatea Baticului. Dacă are cineva convingerea aceasta, să-și o păstreze. Am spus că contează condițiile sociale, mediul de cultură specific și, în cazul acesta, oricine se încadrează în normele sociale, în categoria socială, cu mențiunea bunei cuvințe, atât în vestimentație, că nu-i vorba numai de baticologie, ci și de fustologie, pentru că așa aici sunt probleme, că s-au făcut niște abateri grave. Există haine femeiești care sunt desfăcute până la șold, Asta nu mai e bună cuvință. Un pantalon care pleznește pentru că strânge formațiunile corpului nu este deloc indicat. Dar dacă cere nevoia, poate să aibă o haină mai legeră, unde să nu fie o provocare, un motiv de ispită pentru oamenii necredincioși și uneori în anumite circunstanțe chiar și pentru cei credincioși. Aș vrea să înțelegem acest adevăr și să spun: cine a primit învățătura? Să poarte batic, să-l poarte mai departe. Și în fiecare biserică există oameni care răspund învățătura pe care o dau. Fiecare, atunci când se integrează într-o biserică, e recomandabil să respecte rândul bisericii și să nu fie un rebel cu pretenția că schimbă lucrurile. Doamne, ajută-ne să ne putem respecta reciproc și să nu fixăm niște norme care nu intră în competența noastră dacă nu există o bază biblică suficient de clară. Dumnezeu să ne ajute și să ne conducă în tot adevărul și să risipim orice suspiciune, orice nemulțumire cu privire la cei care împărtășesc o altă convingere decât ceea ce am mărturisit aici. Importantă problemă este atitudinea inimii și lucrarea pe care o face Duhul Sfânt. În pregătirea noastră, în vederea întâmpinării celei de-a doua venire a Mântuitorului. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.